Haideți să vedem cum, apropo de plămâni, respirație, sănătate. Nu vă întreb, sau v-aș întreba și asta, cum îl convingi pe un om să renunțe la fumat, de pildă? Nu poți să-l convingi. Nu poți. Ok? Poți doar să-l întrebi. Și nici nu este etic. Întrebarea care o pun este: vreți să vă lăsați de fumat? Și dacă el spune nu, îi spun: sunt aici pentru dumneavoastră dacă vreodată o să hotărâți să vă lăsați de fumat. Ok. Noi experimentăm o chestie fantastică în grupul nostru cu abonații plătitori. Avem o sesiune live în fiecare luni seară în care ne ajutăm reciproc și suntem și un fel de grup de suport pentru unii care au renunțat după ce noi am expus toate dovezile științifice. Bă, uite, asta spune știința despre alcool, despre ce se întâmplă în corpul tău când intră alcool în corp, lucruri pe care nu le știam nici noi și până de curând nu le spunea nici știința. Cumva n-apăruseră acești traducători ai limbajului științific care să spună să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Uite, asta se întâmplă când fumezi, asta se întâmplă când fumezi iarbă, când iei droguri, când fumezi tutun, când bagi în tine alcool. Și oameni care au zis: bă, eu renunț, vreau să renunț, să mă las, și care ne spun: am 30 de zile, am 60 de zile, am 100 și ceva de zile. E o chestie extraordinară care se întâmplă. Sigur că oamenii trebuie să-și dorească prima dată. Există foarte mulți însă care își doresc și spun că nu pot. Și mai toată lumea știe cam ce-ți face, de exemplu, tutunul. Cum ați explica foarte simplu, pe înțelesul tuturor, ce se întâmplă când fumezi în interior? Că eu cred că am fi mult mai sănătoși. Știți de ce spune iarba dracului? De ce? Pentru că este singura substanță care prin artele își triplează numărul de substanțe toxice. Okay. Ori tu iei o plantă, pentru că e o plantă, mm-hmm, pe care o arzi și ceea ce rezultă din ea inhalezi. Adică dacă ai mesteca planta aia și dacă ai aduce în organismul tău sub forma brută, uh-huh, nu ai avea atâtea substanțe toxice cum ai avea dacă le-ai inhala. Dacă o arzi. Era chestia asta, o vedeam prin filme mereu cu mestecatul tutunului. Sigur, nu? Nici asta nu este de dorit. Dar este o altă modalitate de a aduce nicotină în organism fără să aduce alte substanțe cancerigene. Uh-huh. Acum, ce se întâmplă în organism? Trebuie să ne imaginăm aparatul respirator ca un covor, ca și covorul de la dumneavoastră, uh-huh, care are însă niște perișori foarte fini. Fiecare țigară blochează activitatea acelor perișori timp de 30 de minute. Și fiecare țigară? Fiecare țigară. Ok. Și atunci ce se întâmplă? Toți poluanții ăștia de care am vorbit înainte, pe care inhalăm în fiecare zi, intră în plămânul nostru. Și noi, blocând mecanismele de curățenie din plămân, ele... Toți poluanții, toate particulele rămân acolo. Peste noapte, când ei în sfârșit se trezesc dezmeticiți pentru că nu mai fumează persoana respectivă, încep să facă curat și încet, încet încep să-și reia activitatea și duc către gât, către zona superioară, toate particulele care au fost inhalate. Se trezește fumătorul dimineața și horcăie. Și tușește. Da. Și scuipă. Mm-hmm. Și spune: e normal. Tușesc pentru că fumez. Nu. Tușești pentru că ți-ai blocat mecanismele de apărare și acum noaptea plămânul tău a reușit să facă curat. Fără ca tu să intervii și să-i blochezi acest drept pe care îl are, cu care s-a născut. I-ai luat un drept plămânului tău. Uh-huh. Și atunci, ce face primul lucru? Își aprinde țigara. Pentru că se liniștește. Pentru că din nou blochează și nu se poate face curat. Asta este la nivel... Îi dă o pauză plămânului, să nu muncească atâta, să facă curat. Da, dacă vreți, se poate spune și așa. Așa. Sau îi mai ia încă o dată dreptul, da, de a face, da, ordine. Da, da. Pe de altă parte, asta se întâmplă la nivelul căilor aeriene. Avem însă și acei săculeți. Acei săculeți, dacă i-am întinde pe o suprafață, ar fi cât suprafața unui teren de fotbal. Cam atât de mare este plămânul nostru, comparație pe care... am citit-o în cărțile de literatură. Și atunci trebuie să-și imagineze fiecare fumător că în loc să stingă țigara în scrumieră, o stinge pe terenul de fotbal. Și pune țigară lângă țigară lângă țigară lângă țigară și trebuie să-și închipie într-o viață
de om, câte țigări a stins pe plămânul lui. Acea zonă care este arsă de țigară în plămân se transformă în bule de enfizem. Acestea sunt bulele de spații unde a dispărut țesutul pulmonar și a rămas aer, dar care nu mai sunt funcționale. Și practic o să vedem că fumătorii, după ani de fumat, ajung să aibă toracele acelea în butoi, se numește, cu diametrul anterior, cu un torace foarte mare, care se vede că nu este de la masa musculară, care este plin cu aer, dar ei nu pot să respire. Și, practic, distruge elasticitatea. Plămânul devine rigid, nu mai răspunde la... Este foarte mare și foarte imobil. Se mișcă foarte puțin pentru că nu mai are loc, nu mai are fibre elastice ca să se întindă. Cum era praștea aia în copilărie, trăgeam cu praștea, dacă era elasticul bun, praștea mergea. Plămânul celor care nu fumează au un elastic bun, respiră, se deschide, se închide pentru că elasticitatea este bună. Fumătorul nu mai are un plămân bun pentru că elasticul s-a stricat din plămân. Asta este la nivel pulmonar. Acum, fumatul acționează și mai departe, pentru că din alveole intră în vasele de sânge. În vasele de sânge, orice intră în organismul nostru, trebuie să percepem că organismul nostru îl percepe ca pe ceva ce nu-i aparține. E ceva străin lui. Și atunci, pentru orice este străin, va declanșa o reacție inflamatorie. Când avem cazurile celebre de la televizor că au uitat ceva prin... Cum a fost un caz celebru, n-aș vrea să dau, dar când rămâne cât un obiect străin post-operator. Acum, când a rămas ceva de la bicicletă, da. Nu? De la, așa. Piciorul s-a umflat, a fost o reacție inflamatorie, dar obiectul a fost mare. Aceeași reacție inflamatorie, dar la altă scară, se produce în vasele de sânge la persoanele fumătoare. Din loc în loc se activează inflamația acolo unde particulele respective ajung. De regulă, vasele foarte mici. Odată cu declanșarea inflamației, organismul trebuie să declanșeze și procesul de vindecare, iar vindecarea se face prin fibroză. Nu se poate vindeca altfel organismul. Oriunde ne tăiem, rămâne o cicatrice. Nu se mai... Totdeauna se vede unde am avut o tăietură mai serioasă. Pentru că așa a învățat el să se repare. La fel se întâmplă și în vasele de sânge. Sigur, ele sunt multe, sunt mici. Dacă fumăm o perioadă scurtă de timp, se compensează. Dar vedem asta la ten. Și tinerii pot să observe, mai ales cei care au fost fumători, chiar dacă n-au fumat foarte mult timp și fetele cu atât mai mult că au tenul mai subțire, că la o persoană care s-a lăsat de fumat, vasele mici de sânge se deschid și tenul devine roz, devine luminos, ceea ce la o persoană fumătoare nu este așa, e mai pământiu, pentru că vasele de sânge se închid, pentru că ai reacții inflamatorie, ai coagulare, ai o serie de procese pentru că organismul răspunde, nu-i convine, dar nu poate să strige. Și pe de altă parte, la fumat mai avem un lucru care păcălește și care este partea vicleană din orice, tot ceea ce induce adicție. Senzația de plăcere, sinteza de hormoni și de substanțe care produc plăcere, care este doar la nivelul creierului, care aduc starea de relaxare și practic te păcălește. Creierul spune, da, mie mi-e bine, ce contează că corpul este rău? Creierul se simte bine. Și de foarte multe ori facem lucrurile fără să gândim. Ce nu ne doare, nu prea contează. De aceea cancerul pulmonar este diagnosticat foarte tardiv, pentru că nu are receptor de durere plămânul. Și atunci omul nu vine la doctor, pentru că nu simte că... Nu-l doare nimic. Nu-l doare nimic, de ce să meargă? Durerea este un mecanism de apărare. Când te doare ceva, înseamnă, oh, mă doare, înseamnă că e o problemă, hai să văd ce se întâmplă. Dar nu păcălește. Drogul, țigara, păcălește. Și mai fac încă ceva. Induc o adicție de comportament. Dacă 20 de ani eu am făcut ceva cu mâinile și am un gest, acel gest pe mine începe să mă definească. Am fost pacienți care s-au lăsat de fumat și au povestit la un control la care au venit
foarte uimit și a spus așa, am zburat într-o țară și în aeroport, deși nu mai fumam de 5 ani, primul lucru când am coborât, mi-am căutat pachetul de țigări și un loc unde să fumezi. Uh-huh. Și după aceea m-am oprit și am zis, stai puțin, că eu nu mai fumez de 5 ani. Și mi-am dat seama că obiceiul, în acea secundă, m-a învins. De aceea e foarte important să conștientizăm ceea ce spunează, ce se întâmplă cu noi, gândurile pe care le avem, pentru că, practic, ele ne duc către direcții de reacție care nu sunt întotdeauna sănătoase pentru trupul nostru. Cam astea sunt mecanismele. De exemplu, o persoană fumătoare care are de trecut printr-o intervenție chirurgicală trebuie să renunțe la fumat cu câteva zile dacă vrea să aibă o coagulare eficientă, pentru că sângele nu se coagulează foarte bine, tocmai pentru că vasele sunt afectate. Și prin aceste vase de sânge care se duc în tot organismul, substanțele toxice din țigară ajung în tot organismul. De aceea avem cancerul de buză, cancerul de limbă, cancerul de vezică. De buză? Da. Nu m-au zis până la urmă. Sunt. Deci, de la... Aha. Deci orice atinge țigara, fie direct, uh-huh, prin contact direct, fie prin sânge, poate să aibă un cancer, să se ducă la apariția unui cancer care să aibă legătură cu fumatul. Însă, vedeți dumneavoastră, poate povestea mea poate să impresioneze un adult peste 40 de ani, 45 de ani, care deja se uită la a doua parte a vieții lui, uh-huh, gândindu-se că trebuie să-și o pregătească ca să nu ajungă dependent de cineva. Însă, cu siguranță, nu are ecou în mintea unui tânăr care consideră că viața de la 20 de ani până la cât o fi e foarte lungă, care vede și timpul pentru el are altă valență. Și atunci, aici, singurele instrumente pe care eu cred că le avem țin de aspectul estetic, de faptul că fumatul nu e cool și nici nu te face mai mare, ești la fel de mic dacă fumezi, poate chiar mai mic, pentru că ești dependent de ceva și nu mai ești tu pe picioarele tale cu mintea ta, ci ești dependent de o țigară care te face să cumperi țigara în loc de pâine sau te face să te duci seara din casă, indiferent că ninge sau plouă, să-ți cumperi pachetul de țigări ca a doua zi dimineață la prima oră să-l ai pe noptieră și să poți să-ți aprinzi țigara. Și aici cred că modalitatea prin care noi trebuie să ajungem la acești tineri, inclusiv, uh-huh, cei care vapează, pentru că acolo e doar dependența asta voiam, de gest. Asta voiam să trec un pic și la vaping. Aș mai adăuga acolo faptul că, și asta arată toate scanările la creier, atât în privința tutunului, cât mai ales în privința alcoolului, pur și simplu devii fizic mai prost. Adică creierul se micșorează fizic de la an la an cu aceste adicții. Pentru că oxigenul, vasele de sânge se distrug, se închid pur și simplu și dacă nu ai oxigen, ai două elemente care îți permit creierului să funcționeze, glucoza și oxigenul. Uh-huh. Glucoza nu ai foarte multă pentru că nu ai vase să-ți ducă la creier și atunci ce face creierul? Se adaptează la noua structură vasculară și se reduce și apare demența. Da. Și apoi tragi așa din țigare și zici, bă, de ce oare sunt atât de prost? Nu se întâmplă. Dar cu vaping-ul ăsta, până la urmă, există această controversă. Băi, e ok pentru că în comparație cu fumatul tradițional e mai puțin nociv. Există această... politică de marketing. Politică de marketing, da. Haideți să le spunem oamenilor. Este doar marketing. Ok. Pentru că în acest moment știm că pe termen, pe zona acută, adică utilizarea de scurtă durată, și aici nu vorbim de o zi, două, dar putem vorbi chiar de o lună, pe zona acută, vapatul și utilizarea acestor țigări cu tutun încălzit sau cu substanțe încălzite produc niște afecțiuni acute de reacție alergică din partea plămânului, ceea ce n-am văzut la țigara clasică. Ok. Pentru că aceste substanțe au în interior componente care le întâlnim în particule de materie sau în poluanții din atmosferă, inclusiv substanțe uleioase.
Deci unele. Pe mine m-a chemat cineva, acum vreo, când au apărut chestiile astea și voiau să ia avânt, l-au luat până la urmă, fără mine, dar cu ajutorul multora care au pus potul la prostia asta, pe mine m-a chemat cineva de la Philip Morris, într-un sediu aici în București, undeva în Victoriei, să-mi explice, desfăcându-mi o porcărie de aia, că ea e super ok pentru sănătate. Și m-am uitat așa la femeia aia și am zis, doamnă, chiar atât de tâmpit par? Eu știu că n-am cea mai inteligentă față din... Dar m-ați luat pe mine care nici nu fumez, adică, deci, nu e... Pe unul care fumează, poate îl poți convinge, poate și el își spune, las bă, cei mai mulți care vapează, o fac pentru că spun, bă, mai bine asta și trag tot timpul, umblă cu nenorocirea aia și trag tot timpul din ea și ei spun, domne, lasă mai bine asta decât să fumezi țigară normală. În plus, cu porcărie de asta te lasă în unele locuri. Eu când îi văd la noi în cafenea de pildă, le zic, bă, vă rog eu, mergeți afară. Domne, dar e de asta, bă, nu e. Oricum, în multe situații mai bine miroși o țigară ok decât asta miroase a ciorapi nespălați. Rahatul ăsta. N-am auzit comparația. Da, da, da. Deci mi se pare foarte supărător. Și oamenii se mint cu treaba asta și spun, domne, e sănătos. Nu e sănătos. Și nu avem încă efectele pe termen lung la 20 de ani. Exact. Astea lipsesc. Vor veni și ele, dar au nevoie de proba timpului. Sper că vor fi suficient de inteligenți politicienii noștri să adopte cât mai repede legislația care să interzică fumatul de astfel de dispozitive în locurile închise, să fie aceeași legislație ca pentru fumatul Corect. De țigări normale și mai mult decât atât să supravegheze modul în care legislația este aplicată. Pentru că în spital, eu ca manager nu am ce să fac cu pacienții. Pot să externez disciplinar, dar ce faci? Îl externez ca să vină înapoi pentru că el nu poate respira. Și atunci sunt pacienți care fumează în saloane. În momentul în care se pot ridica din pat, ajung la prima fereastră și aprind țigara, procentul de persoane fumătoare este mult mai mare. Sigur, nu vorbesc de cei care sunt diagnosticați cu afecțiuni severe, care sunt dependenți de oxigen, care au cancer. Ei se lasă instantaneu. În momentul în care au aflat diagnosticul, nu mai pun țigară în gură. Serios? Da. Toți.